Onorata asistență, în câteva momente va începe ceremonia militară și religioasă dedicată sărbătoririi Zilei Naționale a României și centenarului Marii Uniri. Din 1990, Ziua Națională este sărbătorită la 1 decembrie în toată țara prin parade militare și evenimente artistice, activitate marcată și de noi astăzi aici. Domnul Florin Florian, însoțit de primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș și comandantul regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, domnul colonel George Sas.
Detachament, drept! Detachament pe loc, pe post! Urmează oficierea serviciului religios. Detașament, drept! Pentru oficierea serviciului religios, descoperiți! Detașament pe loc, pe post! Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene și toate împlinești, Vizierul bunătăților și dătătorului de viață, vino ce se lăjduiește pentru noi și ne curățește prin toată tinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărdelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște.
Dă, Doamne, dregătorilor noștri, dul înțelepciunii al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înnoiește inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară, și pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutor și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne vrenicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-Ți aducem cele prea bune să grăim și să scântăm Ție, Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Întâi stătătorilor bisericilor noastre, dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în cârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. Și-i păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai marilor orașelor și satelor, și iubitoare de Hristos, oaste, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toată bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și păzește pe dânsi într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate, cu pace și sănătate și întru toate bună sporire, și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și te îndură spre noi. Amin. Despre noi, încă ne rugăm.
sufletelor, semnul Dumnezeu din viața dormiți, umanium, și a celorlalți mari făuritori ai marii unii. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul sufletelor și-a tot trupul care moartea ai cărcat și pe diavol ai surfat și viață lumii tale de rătățuși, Doamne, odihnește și sufletele adormiseri al lui Dumnezeu, Fiul umaniu și al celor făuritori ai unirii și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie pe care au făcut-o cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul. Ca Dumnezeu bun și de om iubitor, iartele lor. Dumnezeu să ierte, să odihnească. Că nu este om care să fie viu, să nu păcătuiască. Numai Tu singur ești, Doamne, fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților servilor Tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele servilor Tăi. Unde nu este durere, nici tristare, nici suspinare, ci viață care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În veci să fie pomenirea lor. În veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor.
tine mea. Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Daniel Stejerean, directorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, să prezinte semnificația evenimentului. Detașament pe loc! Pe pas! Onorată audiență, Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid. Este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan râvnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici pentru a-i călăuzi cu inteligența politică remarcabilă spre țelul dorit. Nu o victorie militară a stat la temelia României mari, ci actul de voință al națiunii române de a-i da armătura teritorial-instituțională care este statul național. Astfel marchează academicianul Florin Constantiniu semnificația istorică a zilei de 1 decembrie. Magma fierbinte din care s-a născut statul unitar român a fost prima mare conflagrație mondială. Primul război mondial a însemnat un mare tribut de sânge pentru toți românii. 335.000 de români și-au pierdut viața pe front, iar situația lor era foarte diferită în acea perioadă. Transilvania și Banatul se aflau în componența Austro-Ungariei din 1867, Basarabia și Bucovina se aflau în componența Imperiului Țarist. Dreptul popoarelor la autoguvernare a triumfat la sfârșitul primului război mondial, și asta a servit cauzelor românilor care trăiau în imperiile țarist și austro-ungar. Colapsul sistemului țarist și recunoașterea de către guvernul sovietic al dreptului la autoguvernare le-a permis românilor din Basarabia să-și exprime prin vot în cadrul organului național reprezentativ, Parlamentul Țării convocat la Chișinău, voința lor de a se uni cu România, 27 martie, 9 aprilie 1918. Căderea monarhiei habsburgice în toamna lui 1918 a făcut posibile pentru națiunile aflate sub opresiunea austro-ungară emanciparea acestora. La 15-28 noiembrie 1918, Consiliul Național din Bucovina a votat la Cernăuți unirea provinciei cu România. Adunarea Națională din Transilvania, convocată la Alba Iulia în 1 decembrie 1918, a votat în prezența peste 100.000 de delegați unirea Transilvaniei și Banatului cu România. Astfel, România a realizat un lucru excepțional în istoria ei, formând o țară de aproape 300.000 de kilometri pătrați, cu aproximativ 16 milioane de locuitori. O țară în care trăiau nu doar români, dar o țară în care românii reprezentau 3/4 din totalul populației. Unirea s-a făcut și datorită caracteristicilor de unitate care vin din trecut și care sunt originea, limba, tradiția, confesiunea, religia, dar și datorită unei organizări politice interne excepționale. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Națională a României la 1 decembrie, prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului național român. Dumnezeu să binecuvânteze România și pe toți cetățenii ei. La mulți ani! Îl invităm pe domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu, Silvaniei, să ia cuvântul. Onorate fețe bisericești, domnule prefect, domnilor deputați, onorate fețe bisericești, domnule prefect, domnilor deputați, domnilor comandanți, bravi ostași, onorată asistență, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor acelora care ați acceptat ca astăzi, în această zi importantă, să fiți alături de noi, aici, în fața artizanului Unirii, sălăjanul nostru și șimleanul nostru, Iuliu Maniu. Am considerat că este un moment important și potrivit să mutăm festivitățile dedicate Zilei Naționale în acest loc.
Vă mulțumesc așadar tuturor, în special celora care v-ați deplasat din alte localități pentru a fi astăzi, în această zi importantă, alături de noi șimleoanii. Sigur că dacă ne gândim la unire, dacă ne gândim la cei 100 de ani, ne putem uita în trecut, ne putem uita în prezent și putem spera în viitor. Dacă ne referim la trecut, este momentul în care trebuie să ne aplecăm cu mult respect în fața tuturor acelora care au făcut ca astăzi România să fie o țară aproape întreagă. Spun aproape întreagă pentru că harta pe care o vedeți lângă Iuliu Maniu este una a României întregi și din păcate încă România nu este întreagă astăzi. Este momentul în care trebuie să ne uităm fiecare în oglindă și să ne întrebăm oare suntem destul de buni pentru ceea ce ar trebui să fim, oare reprezentăm cu cinste pe cei care ne-au trimis în anumite funcții, oare noi, oameni simpli, facem destul de mult pentru a fi adevărați români astăzi. Dacă ne uităm spre viitor, poate să aibă legătură și cu prezentul, evident, dacă toate lucrurile sunt bune și extraordinare, putem să continuăm așa. Dacă nu, poate fiecare dintre noi, ne putem gândi cum am putea face ca lucrurile să fie mai bune, pornind, evident, de la exemplu personal. Încă o dată vă mulțumesc tuturor acelora care sunteți astăzi aici și nu în ultimul rând, în această zi a României, le doresc un sincer la mulți ani tuturor șimleoanilor, tuturor sălăjenilor și tuturor românilor. La mulți ani, România! Are cuvântul domnul deputat Lucian Bode. Onorate fete bisericești, onorate fete bisericești, bravi ostași ai armatei române, domnule prefect, domnilor primari, dragi șimleoani, doamnelor și domnilor. Putem privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice, bazate pe principii democratice, ce sunt o chezășie pentru dezvoltarea firească a unei vieți sănătoase, ele sunt cimentate prin credința nestrămutată a unui șir întreg de generații de apostoli ai idealului național. Acestea sunt cuvintele rostite de regele Ferdinand I, întregitorul, la 1 decembrie 1918. Noi suntem astăzi aici, la șimleul Silvaniei, în orașul care l-a dat pe apostolul României Mari, Iuliu Maniu. Pentru că soarta României în cei 100 de ani de existență statală este cel mai bine reflectată de destinul acestui apostol sălăjan. Noi ca popor am trăit același destin precum înaintașul nostru. Iuliu Maniu a fost trimis de ardeleni să-i reprezinte la Alba Iulia, la momentul Marii Adunări Naționale, care a dus la unirea cu regatul de peste Carpați. Bucuria desăvârșirii statului român a fost împărtășită de participanții de atunci la Alba Iulia, dar și de generațiile următoare până la noi. Am învățat democrația, libertatea, responsabilitatea alegerii și am dat lumii în perioada interbelică vârfuri ale culturii și științei care au lăsat urme adânci în progresul universal. Apoi, la fel ca sălăjanul nostru Iuliu Maniu, am fost îngenunchiați de pe lagra comunistă venită de la răsărit și am murit în temnițele false egalități și prosperități comuniste. Jumătate de secol a durat durerea noastră ca popor în întunecimea cortinei de fier care a împărțit lumea în jumătatea capitalistă liberă și în jumătatea subjugată de sovietici. Și de 30 de ani, ani care s-au scurs de la Revoluția din decembrie 1989, învățăm să retrăim pe principii democratice, învățăm să ne exercităm libertatea și să ne ducem destinul așa cum l-a visat apostolii României Mari. Spun unii, în an centenar, că nu avem motive să ne bucurăm, că nu avem ce sărbători la 100 de ani de la Marea Unire. Eu vă îndemn să vă uitați în sufletul vostru și vă întreb, avem motive să ne bucurăm? Stăm cu toți aici în fața lui Iuliu Maniu, căruia îi datorăm păstrarea identității noastre românești în acest capăt de țară și mărturisim, fără tăgadă, bucuria
care i-a făcut pe români la 1 decembrie 1918 să ceară unirea cu România. Stăm aici, în Șimleul Silvaniei, în orașul care de ani de zile este centrul unității a 4 națiuni. Românii lui Iuliu Maniu, maghiarii și polonezii lui Ștefan Batori și frații noștri evrei care nu-și uită originile. Pe toți ne adună aici un secol de bucurii, de tragedii incomensurabile, de rezistență la tiranie ca să ajungem la momentul de astăzi. Astăzi suntem un popor care trăiește acolo unde a visat să fie în ultimii 100 de ani. Alături de țările democratice, precum Statele Unite ale Americii, Franța, Anglia și Germania. Astăzi, unitatea noastră de la 1 decembrie 1918 este extinsă la unitatea blocului Nord-Atlantic și a familiei europene, care ne garantează securitatea, democrația, libertatea, accesul la educație și cultură. Astăzi, Iuliu Maniu, regele Ferdinand și ceilalți apostoli ai neamului românesc ar fi mândri că au lăsat moștenire o țară care a știut să ducă mai departe idealurile lor. Ceea ce ei doar visau, o națiune română într-o Europa puternică și fără conflicte armate, trăim noi astăzi. Dacă poetul nostru național, Mihai Eminescu, spunea: ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, la trecutul mare, mare viitor, noi trăim azi acest mare viitor. Azi suntem români, suntem europeni, suntem mândri de înaintașii noștri care s-au jertfit pentru noi și datoria noastră este să ne păstrăm locul acesta pentru că ni se cuvine. Ambiția românilor pentru următorii 100 de ani trebuie să fie nu doar de a rămâne împreună, ci de a construi împreună cu gândul la generațiile viitoare o națiune puternică și prosperă. Avem obligația să ne ridicăm la înălțimea generațiilor care au construit noi prin sacrificii România de astăzi și să nu uităm cuvintele marelui Iuliu Maniu, care se întreba la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918 ce ar putea face generația sa pentru a se ridica la înălțimea ideal. Asemenea, ideal cum a fost cel împlinit acum 100 de ani. Pentru următorul veac să ne întrebăm la rândul nostru cu ce putem contribui fiecare dintre noi pentru a face din România o țară respectată și de români și pe români mândri de țara lor. La mulți ani, România, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți românii oriunde s-ar afla. Îl invităm pe domnul Florin Florian, prefectul județului Sălaș, să ia cuvântul. Preacucernici părinți, onorați invitați, dragi șimleoani, dragi români, înainte de a da citire mesajului primului ministru, dați-mi voie, pentru că în aceste momente mă încearcă niște gânduri și aș vrea, cu permisiunea noastră, să le împărtășesc noastră. Dacă acum 100 de ani, și cu bucurie o spun, înaintașii noștri sălăjeni, împreună cu alții nimoși români, au scris o filă importantă în neamul nostru românesc, la 1 decembrie 1918, acum, la 100 de ani de atunci, vreau să cred că sacrificiul lor n-a fost făcut de prisos. Cred cu tărie că ce ne-au lăsat înaintașii noștri, avem obligația să dăm generației viitoare, țara noastră, România. La mulți ani, România, la mulți ani, români. Sărbătorim astăzi Ziua Națională, în an centenar, cu gândul la unitatea celor care acum 100 de ani au crezut în viitorul României și datoria sa pe care o avem de a ne inspira din acest ideal împlinit al înaintașilor noștri. Le adresez cu acest prilej tuturor românilor un mesaj de pace și unitate. Am încredere că societatea românească are în continuare suficiente resurse pentru consens, echilibru și înțelepciune politică, astfel încât să promovăm interesul nostru comun ca națiune europeană. Să intrăm în al doilea secol de existență a României moderne, repetând exemplul părinților Marii Uniri, pentru a duce la bun sfârșit proiectele strategice pe care ni le-am propus pentru România. Să nu le mai întrerupem pentru că le-au început alții.
orgoliile politice, interesele personale n-au ce căuta pe acest drum. Să fim uniți în perspectiva apropiatului mandat al României la președinția Consiliului Uniunii Europene, în care ne revine rolul de mediator imparțial. Să arătăm că țara noastră este pregătită să-și îndeplinească demn această înaltă responsabilitate. Să ne unim eforturile pentru ca evoluția economică a României să permită trecerea la moneda euro în anul 2024. Să fim uniți ca admiterea României în spațiul Schengen să fie decisă doar pe baza criteriilor obligatorii. Acestea sunt principalele motive care ar trebui să ne unească. La 100 de ani de la Marea Unire avem cel puțin 100 de motive să acționăm ca o națiune demnă și puternică. Frumusețea naturală a României, istoria, resursele naturale, tradițiile, oameni de cultură, oameni de știință, mari personalități politice și sportivi care au făcut cunoscut numele României în întreaga lume. Și mai presus de toate, avem responsabilitatea viitorului nostru și al generației viitoare. Prin dialog și deschidere putem să construim o Românie puternică pentru 100 de ani de acum înainte. La mulți ani România, la mulți ani români! Vă mulțumim! Urmează ceremonia depunerii coroanelor și gerbelor de flori.